Un soldat român, dintr-o familie de români, din Cernăuți, a murit în război. Veți vedea imaginile cu familia sa și întreaga sa poveste. Este căzut pe front în această bătălie crâncenă cu Rusia. Iată povestea acestui erou, o poveste realizată de colegii mei, de colegii noștri, Paul Ciurar și Cătălin Onofrei, care aduc în România în premieră această situație. Un român, dintr-o familie de români, moare pe front, sunt din Cernăuți, moare pe front în această bătălie. Sunt mai mulți români care sunt pe front, sunt mai mulți români care sunt în linia întâi, sunt mai mulți români care se află în bătălia aceasta și sigur că uitându-ne la aceste realități, cumva înțelegem poate mai bine cam cât de aproape de noi este acest conflict. Iată această poveste pe scurt. Ucraina. Poftiți? Apărând Ucraina a murit. Apărând Ucraina. Dar români din Ucraina. Am zis din Cernăuți. Români da. Din Cernăuți. Apărând Ucraina. Priviți-vă. Unde s-a trezit fără voia asta. O păzit. Țara noastră, bucata noastră de sat. A făcut o faptă bună pentru țara asta. Terminat școala, în clasa a șaptea, el și-a pus gândirea de a fi militar. Cred că asta a fost în sânge, că mai din moș strămoș noi avem neamuri. Plecând la, mai departe la academie, el și-a ales profesia de a fi cercetaș, care nu orice cine poate să îndeplinească acest lucru. Pentru dânsul nu a fost altceva nimic, că noi spuneam că părinți, poate alte facultate, prin Cernăuți, la universitate, la ceva, nimic. Nu. El totdeauna a vrut militaria. Când a îmbrăcat forma de militar, aceea era fața lui care întotdeauna îi plăcea și întotdeauna foarte mult îi vinea la față. Îl prindea mai mult față de hainele care obișnuite. Cum a fost când s-a dat alarma pe 24? Când am ajuns în Cernăuți, când am auzit ce să face, inima în lacrimi, ochii de obște n-aveam un tulburat foarte mult. Și după amiază așa, undeva o sunat să nu retrăim, tot-i bine. Noi, o mai fost așa în perioade de timp, când el nu era la telefon, nu suna, putea să nu sune câte o săptămână, câte 4-5 zile, că era plecat cu misiuni sau undeva ceva cu lucru care nu putea, n-avea fir, nu putea să sune. Și noi ne-am gândit și data asta tot așa. N-am tras la alarma mai tare decât ca prima dată. Și când ne-a venit și ne-a spus, asta a fost un șoc foarte, cred că un șoc foarte, foarte. Deja până în ziua de azi nu-mi vine să cred că așa ceva este, că așa ceva s-a petrecut și nu-i. Și nu se mai întoarce înapoi. Noi trăim cu gândul că el ar să vină acasă. Pentru satul nostru. Ne-a apărat. Dar pentru mine el e un hulubaș care undeva departe, dar stă asupra mea, asupra casă noastră, care ne păzește. Niciodată nu a spus că poate ni-i fric, poate ni-i rău, poate mi-i strașnic acolo, în războiul acesta. Niciodată n-a zis așa cuvinte că... Tot timpul a spus, totul ar fi bine. Pentru inima mea este o jumătate este moartă. Pentru că inima era împărțită în două pentru amândoi fii. Acum jumătate este moartă, dar o împ cu bucuria că mai am un hulubaș. Înainte de a începe războiul,
Eu am fost la dânsul și privirea lui era foarte tristă. Dar eu nu știam și tare tăcut era. Eu nu știam din ce pricină. Mă gândeam, poate ceva, el doare ceva, poate are o supărare, poate... Multe se întâmplă în viață. El nica nu spunea, n-a spus nimic. Și la trei zile, la două zile, s-a început războiul. Și atunci am înțeles de ce el era așa de trist. El nu era trist la față, el era trist la ochi. Știa, poate că începe, cred. Știa. Știa că eu am fost la el și în, cum ți-am spus, în cameruță, cum am intrat pe ușă, lângă ușă stătea rubzacul cu haine, rubzacul cu toate cele necesare pentru un, pentru un soldat. Dar eu îl întrebam, ce, pentru ce asta? Să fie la îndemână. Nu mi-a venit. Pregătit. Da. El era foarte pregătit. Când a început războiul, pe 24, a spus că el imediat a intrat, practic a fost în prima linie din primele zile. Da. Ce vorbeați cu el? Ce vă spunea el? Era îngrijorat, erați îngrijorată. Eu eram foarte îngrijorată, dar el întotdeauna spunea că totul e bine. Și eu tot îi spuneam, Dumnezeu să te păzească. Și îl mulțumesc, mamic. Asta era întotdeauna vorba lui. Ca să... Eu mă rugam pentru dânsul și pentru sănătatea lui. Și să-l păzească și pe dânsul și pe toți colegii lui care erau acolo. Că nu-i știam, nu avem de să știu. Dar mă rugam pentru fiecare, că fiecare e copilul cuiva, e tata cuiva și soțul cuiva. Și aveam, mă gândeam, zic, Dumnezeu să-i păzească pe oricare suflet, că e dureros la oricare casă.